Biblia. Întrebări și răspunsuri. Partea a cincea. Cine a furat idolii lui ei? Răspuns. Geneza, capitolul 31, versetul 19. Pe când la ban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Care rege al Salemului a fost și preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Răspuns. Geneza, capitolul 14, versetul 18. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Care a fost prima soție a lui Moise? Răspuns. Exodul, capitolul 2, versetul 21. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fiică sa, Sefora. În urma legământului lui Dumnezeu cu Avraam, ce ritual trebuia îndeplinit de către acesta și urmașii săi de parte bărbătească? răspuns Geneza capitolul 17, versetele 9 la 14. Dumnezeu a zis lui Avram să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine, tot ce este departe bărbătească între voi să fie tăiat în prejur. Să vă tăiați în prejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat în prejur, neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin. Care nu face parte din neamul tău, va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani. Și astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească ne tăiat împrejur în carnea prepuțului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său. A călcat legământul meu. Dumnezeu a zis lui Avram să nu mai chemi Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, că ce a zis în inima lui, să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avram a zis lui Dumnezeu, să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Cui i-a spus Dumnezeu să se descalțe, deoarece stătea pe un pământ sfânt? Răspuns, Exodul, capitolul 3, versetul 5. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt a câta orgie din Egipt au fost broaștele. Răspuns Exodul, capitolul 8, versetele 1 la 8. Dumnezeu a zis lui Moise, du-te la faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească, dacă nu vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți. Slujitorii tăi, domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste păraie și peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aaron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului, dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și a zis, rugați-vă Domnului să îndepărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jerfe Domnului. Cine a ridicat un stâlp de aducere aminte la Betel? Răspuns, Geneza capitolul 35, versetul 14. Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a adus o jerfă de băutură și a turnat un de lemn. Care insecte au constituit o urgie pentru egipteni? Răspuns, Exodul, capitolul 8, versetele 16 la 32. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, întinde toiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi, în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aaron și-a întins mâna cu toiagul și-a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Ță, toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara Egiptului. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace și vrăjitorii au zis lui Faraon, Aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Domnul a zis lui Moise: Scoală, te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon, când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui: Așa vorbește Domnul: Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște. Și pământul va fi acoperit de ele. Dar în ziua aceea voi deosebi Ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu. Și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul Ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Domnul a făcut așa a venit un roi de muște câinești în casa lui Faraon și a slujitorilor lui și toată țara Egiptului a fost pustită de muște câinești. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis, Duceți-vă de aduceți jerfe Dumnezeului vostru aici în țară. Moise a răspuns, Nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jerfe care sunt o urăciune pentru egipteni și dacă am aduce sub ochii lor jerfe care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de trei zile în pustie și acolo vom aduce jerfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jerfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu vă depărtați prea mult. Dacă plecați, rugați-vă pentru mine. Moise a răspuns, am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine muștele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. Dar să nu ne mai înșele Faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele. S-au depărtat de la faraon, de la sujitorii lui și de la poporul lui. N-a mai rămas una, dar faraon, și de data aceasta, și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Cine l-a blestemat pe Canaan? Răspuns, Geneza, capitolul 9, versetul 25. Și a zis: Blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Cum se numeau fiii lui Noe care au ieșit din arcă? Răspuns Geneza, capitolul 9, versetul 18. Fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Afet. Ham este tatăl lui Canaan.